În perioada 28-30 iunie, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Rădășeni își deschide porțile pentru a sărbători hramul, un eveniment cu o profundă semnificație spirituală pentru comunitatea locală și nu numai. Fiecare din cele trei zile are un program liturgic deja stabilit. De-a lungul anilor, această sărbătoare a fost îmbogățită și prin cinstirea ctitorilor bisericii, precum și prin venerarea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, Portărița, o icoană de o valoare spirituală inestimabilă, veche de peste 100 de ani. Sărbătoarea începe vineri 28 iunie cu slujba Ghesmei Mici și Taina Sfântului Maslu la ora 8, urmate de slujba Vecerniei Mari cu Litie, ora 17. Sâmbătă 29 iunie, programul continuă cu trenia de la ora 7, acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel la 8:30, Sfânta Liturghie, la 9:15, pomenirea celor adormiți, la 12 și agapă creștină la 12:30. Duminică 30 iunie ziua începe tot cu trenia de la ora 7, urmată de acatistul Maicii Domnului Portărița la ora 8:30 și Sfânta Liturghie la 9:15. La ora 12 se va oficia pomenirea ctitorilor bisericii, iar de la ora 12:30, credincioșii sunt invitați la o nouă agapă creștină. Seara se încheie cu acatistul de mulțumire și rugăciuni de binecuvântare la ora 17:30. Hramul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Rădășeni este mai mult decât o simplă sărbătoare religioasă. Preotul Petru Irimescu, unul dintre cei mai căutați duhovnici, a slujit cu inima deschisă timp de aproape 3 decenii la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Rădășeni, aducând lumină și speranță în viața credincioșilor săi.